Mergem la prietenii noștri gospodari care sunt fără pereche, sau mă rog, erau fără pereche, pentru că ușor-ușor încep să zâmbească și ușor-ușor își găsesc perechea. Așadar, pețitoarea Ana Maria Prodan face treabă excelentă și le-a adus fermierilor domnișoare care mai de care mai focoase, mai cu minți, mai gospodine, numai bune de luat de nevastă. Astăzi, prietenul Casian și prietenul Ștefan, gospodari cunoscuți aici la emisiunea noastră, nu? Vin să ne povestească ce nu se vede la televizor, ceva din spatele camerelor de filmat. Așa că eu zic să intre gospodarii și să vedem ce au de spus. Bine ați venit la emisiune! Bine ați găsit! Bă, băieți, ia veniți un pic. Deci data trecută, așa, când n-aveați pețitoare, adică când nu se băteau femeile pe voi, veneați aici, care mai de care? Cu cârnați, cu zacuscă, cu țuică, cu plăcintă. Acum, ce s-a întâmplat? Fiecare și-a văzut de treabă 10-20 de femei se bat pe ei și ați venit cu mâinile în buzunar. Dar nu e adevărat. Cum? Ce data fai? Trecută ai adus ouă? Nu. Eu am adus ouă. Tu ai adus ouă, vezi? Păi da. Verzi? Verzi. Vezi? Da. Și? Și? Au fost bune? Au fost bune, păi ai văzut? Și? S-au terminat, tu crezi că sunt nemuritoare? Sau crezi că se mulțesc așa din senin? Sunt rare. Sunt rare. Asta. Dar las că mai trimitem. Deci rezolvăm, dar... să cred, așa cum n-am buzunat? Ce să fac? Deci gata. Am vrut să-ți duc ceva, dar eu n-am putut. Cum n-ai putut? Păi ce s-a întâmplat? Păi n-ai voie să mai intri o dată, poate... N-ai voie cu lichide. Stai, stai. Îmi ajut eu. Prieten, uite, avem aici. Ia, hai, luați un loc aici. Era o glumă, băieți, bineînțeles, da? Sper că nu v-ați speriat. Da. Niciodată. Lucrurile serioase se spun în glumă. Deci data viitoare să știți. Era o glumă, bineînțeles. Am înțeles. Ce faceți? Fii atent. Hai să începem cu asta ca să scap de mână. Am fost aseară la Oktoberfest la Brașov. Câte bere ai băut? Nu mă întreba. E o sete de mor. Am înțeles. Deci ai băut bine? Fua. A mers ca unsă? Fua. Mare, multă, faină. Te-au recunoscut pe acolo? Pe bune. Cum a fost? Baie de mulțime, cum se numește? Selfie-uri, alea, toată lumea. A, gospodarul, hai să facem poze. Păcat deci, pe lângă emisiune mai prins și alte vânătoare de... Doar dacă vreau. Doar dacă vrei. Doar dacă vreau, doar că nu vreau acum, o să povestim mai târziu de ce. Bun. Ai fost aseară la Oktoberfest, am vrut să aduc pline. Am vrut să le aduc pline, sunt două halbe de acolo, de la Oktoberfest, da? Am vrut să le aduc pline, erau pline, dar le-am băut pe drum până aici. Asta îmi place, mă. Începuseră să se verse așa și am zis că e păcat. Corect, foarte bine. Mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Să fie primite. Așa. Și ai mai venit cu ceva? Asta este pentru Andra. Opa. Dacă n-aș ști ce e, ți-a spune ce ai venit cu uscătura asta și cu buruiana asta la mine. Eh. Dar pentru că știu ce e, apreciez foarte tare și vreau să mă înveți cum trebuie să am grijă de floare de colț. Exact, floare de colț. Hai să spun despre ce e vorba. Sunt uscate, le-am lăsat aici. Probabil că le vei tăia și le vei păstra, că merită păstrate. Iar uite, vezi aici? E verde. Adică vlăstarul, răsare. Ai grădină, cu siguranță, o scoți, cauți undeva un loc cu două, trei pietre, le pui între pietre acolo, cu pământ cu tot, și le lași afară la iarnă. Nu le ține în casă. De plouat, cât plouă, le e suficient. Nu le uda, nu le fă nimic. Pune-le între pietre și în câțiva ani, din trei, o să ai 300. Floare de colț. Floare de colț. Dar tu... Sunt cultivate de mine. Sunt cultivate de tine? Da. Foarte tare. Dintr-o vacanță din Austria am găsit niște semințe odată într-un târg, am adus semințele, le-am pus într-un ghiveci și acum am un ghiveci așa care are câteva sute de flori de colț. Adică ești și sensibil. Mi-ai spus odată, da. Floare de colț. Floare de colț. Frumos. Am tablou sus. Păi urmează nunta. Ai spus că îi faci o ramă de aur și vii. Tu îți dai seama că nu ratezi rama de aur de la tablou. Eu sprezi nunta. E clar. Bună seara și bine ați venit. Avem alături de noi miri evenimentului. Ta-na. Foarte frumos. Să ai grijă de ea, e faină și... Îți mulțumesc mult de tot și e foarte tare chestia asta. Tu întotdeauna vii cu când niște chestii așa mai sensibile. Floare de colț. Lumina sub ochi sau cum era? Era o... Da, da, e piesă. Da, e piesă. E piesă, stai că o căutăm acum pe internet. Avem pe internet cu floare de colț. Da. Până caut eu piesa, spunem tu repede cum e la gospodar fără pereche. Bă, au venit domnișoarele? E foarte mișto la gospodar fără pereche. Ca lumea? Ca lumea. Cu câte fete te-ai pupat până acum? Hai să vorbim în serios. Nu pot să spun asta. Da, au fost mai multe. Nu pot să spun pentru că e rușine, nu de altceva. Am voie, dar mi-e rușine. Ideea de este ce ți-e rușine? Că... Păi, cum să spun că m-am pupat cu fetele? E treaba intimă, e treaba mea acolo. Da. Păi... e foarte fain pentru că au venit. Ai găsit-o? Da, da, am găsit, dar stai că mi-au băgat reclame. Găsit pe YouTube reclame, uite, mergează.
Auzi, auzi, duc cu berții. Vezi? Te vei uita la ea și vei asculta melodia, știi? Exact, uite. Auzi. Stai să vină la refren. Ia auzi. Și auzi. Acum, da. Și... Hai că tu ai voce. Dar nu știu nimeni. Minune sub bolți, floare de colți. Frumos. Frage de stea. Tare. Floare de colți. Gata, hai, e bine. Deci, îți dai seama că îi pun și piesă la floarea asta de colț. Asculte. Ca să crească mai mare. Să crească mai mare. Da, e coloana deci, sonoră. Da. Deci la gospodar e bine, da? Da, e foarte bine și... Deci clar tensori. Păi nu înțeleg, clar îmi doresc, pentru fiecare clar îmi doresc. Femei... Stai să-ți spun, lasă-mă să spun. Te rog. Îmi doresc și de asta am venit în emisiune. Apropo de asta, foarte lume, multă lume mă întreabă, bă, dar e pe bune emisiunea asta, dar bă, e foarte pe bune, cum să nu fie? În primul rând, eu am venit și toți ceilalți am venit să ne însurăm. Este o ocazie mai mișto decât altfel. Așa poți să cunoști pe cineva, te duci. Da, exact, ai și de ales, testezi și aici. La televizor te vede lumea, asta e altceva, e o imagine e calea făcută. Mai ușoară, e calea mai ușoară, nu, dar testezi și stânga și dreapta, știi cum e? Și vin ele, nu mergi tu. Exact, exact. Și vin ele la tine. Da. Foarte frumos. Clar e pe bune și toți ne-am dorit să se întâmple acest lucru. E prematur pentru că lucrurile se întâmplă, dar există. Dar e ceva care îți place? Este, este. Vreau să spun că în mod... neașteptat, eu nu m-am așteptat, da. Toate fetele care au trimis sorile, toate erau fete faine, toate. E atât de greu să alegi când le vezi pe toate, că sunt pe bune, toate sunt faine, toate. Tu îți dai seama ce înseamnă, știi, vezi pe una, îți place, gata, hai acasă. Mai vedem, mai ieșim în oraș, da. Hai să facem nu știu ce. E, când le vezi pe toate și îți plac, ce faci? Le iei pe toate acasă. Nu poți. Le iei pe toate acasă și da. Zici, luni, marți, miercuri, joi, vine, sâmbătă, fac. Da, mă, lume, chiar așa, lume. Adică... Da. E lucruri serioase de însurătoare. Însurătoarea nu poți să o faci așa, nu? Păi da, dar însurătoarea trebuie să vezi că poate nu merge ceva, poate e altceva. Păi însurătoarea nu mai eram aici. E însurătoarea nu mai eram. Păi ia spune-mi, când ai văzut că vin toate fetele alea pețitoarele, așa ce ai zis? Când le-am văzut, am fost așa, wow, adică, foarte frumos. Wow, wow, niciodată atâtea fete pentru mine, toate odată. V-am zis că o să fie foarte greu să aleg. Fii sincer, te-ai îndrăgostit? Zi-mă, da, de ce nu zici? Recunoaște! Trebuie să vede pe față, nu? Te-ai îndrăgostit, a? Silicoane? Același răspuns, nu. E ce trebuie? E ce trebuie. Deci gata, pleci însurat. Asta mai rămâne de văzut. Pregătește-te. Dar eu nu înțeleg, adică ce mai rămâne de văzut, mă, nene? Dacă vă place de ele, e ce trebuie, ce mai rămâne de văzut? Hai să-ți spun ce rămâne de văzut. Se poate una cu două. Dar bineînțeles că se poate răzgândi, dar cine aduce una cu arcanul acolo și le obligă să se mărite cu noi, ia gândește-te că... Adică trebuie să fie o luptă pentru ele. Păi noi luptăm pentru ele, ele luptă pentru noi, dar și noi pentru ele. Gândește-te că fetele ne cunosc, încep să ne cunoască. S-ar putea să zic, l-am plăcut pe Ștefan la televizor, l-am văzut, nu știu ce, dacă mă cunoaște, parcă nu e cum vreau, nu? Pleacă fata. Ce mă fac? Se vede și la televizor. A? Eu trebuie să, nu? Să-mi fac treaba, să mă lupt pentru ea. Mai mult, gândește-te că, uite, în cazul meu, la petrecere, da? O vom vedea luni petrecerea, eu am avut parte de o surpriză. Fiind surpriză pentru mine, va fi și pentru voi. Urmăriți treaba asta, e mișto. S-a întâmplat ceva, la mine a fost ceva atipic. Pentru fiecare s-a întâmplat cumva la fel, la mine s-a întâmplat ceva în plus. Și e foarte mișto. Dar vreau să spun că deja la petrecere a trebuit să renunț la o parte, la o fată, se zice. Bă, da, și o pupasei? Nu pupasem, dar aș fi vrut să o pup, dar cum să o pup și o să o trimit acasă? Ea gândește-te că de-abia am văzut-o, toate erau faine, așa cum ți-am spus, și eu trebuia una dintre ele să-i spun, te rog frumos, tu nu vii. Și îți dai seama ce înseamnă să-i rupi sufletul fetei care, drăguța, a venit acolo, mie mi-a plăcut de ea și unul trebuia să plece. Trebuia să plece și a trebuit să facă asta. Asta crede-mă că mi-a fost foarte greu să o fac. Am făcut-o până la sfârșit pentru că... E greu ca bărbat trebuia. Să refuzi. Păi mai ales că nici măcar nu-i dat știi, ocazia să... Da. Dar ai numărul ei de telefon, adică să o suni după show, știi, îmi pare rău că a fost așa. Așa sunt condițiile astea la televiziune, hai totuși seara... Nu, dar mă gândesc că mi-l poți afla tu. Uite, am bună idee. Te rog frumos, fă cumva și afli numărul de telefon. Intru repede în rol aici. Da. Casian, zi, tată, cum e, că ești tăcut. Deci pe tine am impresia că show-ul ăsta te-a redus la tăcere. Adică fetele alea ți-au luat... Mi-au luat piuitul, cum se spune. Ți-au luat piuitul. Da. Și tu a trebuit să renunți? Da. Păi a trebuit să fac și un compromis, să renunț. A fost foarte greu, a fost una dintre cele mai grele alegeri care a trebuit să le fac. Dar a fost musai să fac alegerea asta.
Și până la urmă, cam tu ce ai vrea să aibă gospodina? Că și ea devine gospodină, gospodar fără pereche, își găsește o gospodină. Gospodina trebuie să fie o femeie, în primul rând gospodină. Da. Adică să se descurce pe lângă casă. Da. Dacă eu sunt la servici și ea rămâne acasă cu animalele, să nu-i fie frică să margă, să rânească. Chiar mi-ar plăcea una ca, de exemplu, eu nu impun chestia asta la nimeni, ca femeie. Du-te și vezi, domne, dă mâncare la porc, știi? Da. Nu fac chestia asta. Dar dacă eu nu sunt acasă sau ceva, cine? Ce fac porcii? Mor de foame? Cheamă vecinul. Da, cheamă vecinul. Păi dacă ea singură acasă, nu? Păi dacă ea singură acasă, îl cheamă pe vecin. Deci, hai, vecine, fie... vii să mă ajut să dăm la porc de mâncare? Sau sună un prieten mai bine, du-te, da, frate, de mine, știi? Dar nu e chestia asta, chestia asta se descurce. Aia cu prietenul nu merge. Eu nu l-aș trimite. E ceva, ți-ți place vreo fată care l-a ales pe el? Fii sincer. Păi toate au fost frumoase. Deci îți dai seama că mi-au plăcut toate, indiferent care au fost de mine și care a fost la rest. Uite, mie, de exemplu, îmi plac ale lui. Fetele lui. Ți-ți place de la el? Măi, toate au fost faine. Nu, deci îmi plac, ești un gospodar cam periculos. Nu, îmi plac în sensul, că sunt, în sensul că sunt fete frumoase și apreciez frumusețea. Ce a lui, a lui, nu mă bag. Adică, treaba lui acolo, tu dar clar te spus la show-ul ăsta. Păi să știi că așa cred și eu. Am un feeling așa puternic că se va întâmpla. Deci, Cătălin, chiar dacă ne place de una și de alta, noi ne băgăm unul peste altul. Vreau niciodată să mă întreb ceva, dar mă chinui de când ați intrat în direct și nu știu cum să o fac, ca să nu sune ciudat, să nu fie o problemă și voi să răspundeți și corect. Aveți voi să faceți dragoste cu ele? Da. Dă-te. Păi cine mă poate opri? Pe bune, adică sunt adult, sunt major, sunt... Cum să nu pot să fac dacă vreau să fac asta? E mai frână dragoste rurală. Păi numai rurală, pentru că... Știi cum se face dragostea rurală? Cum? Știi cum se face dragostea rurală? Păi nu, așa era și promo, cum? Da, asta nu pot să spun aici. Da, ne auzim după aia și spune astăzi, aia. Da. Oricum, eu vă doresc să aveți mult succes pe cuvântul meu de onoare, adică trebuie să fiți foarte... foarte serios și foarte hotărâți. Eu cred că chiar o să vă găsiți soții. Eu sunt sigur de asta. E foarte fain ce se întâmplă. E spectaculos. Este peste ceea ce m-am așteptat să fie. Una dintre cele mai frumoase experiențe. Care... Este o experiență faină și nu experiența. E clar că lucrurile vor avea finalitate. Eu simt asta. Crede-mă, sunt o mulțime de întorsături de situații, tocmai pentru că suntem oameni. Gândește-te, am plecat la un drum, nu ne știm foarte bine, dar încercăm să facem ceva și gândește-te că azi se întâmplă una, mâine se întâmplă alta. Lucrurile sunt faine. Cam viață de altfel. E viața, nu? E viață. Lucrurile evoluează. Dar vezi că viața în zona asta se mai lasă și cu cafteală. Eu sunt pașnic, nu fac cafteală, fără cafteală. Dar până la cafteală între gospodari, nu? A, nu. Doamne ferește, suntem prieteni. Și dacă ești, te îndrăgostești de o fată care îl place pe el. Nu există, nu e greb la să-i dai. Nu există. Toate sunt frumoase, toți avem mai mult decât ne trebuie, credem. Băi, toți avem mult decât ne trebuie. Nu e cazul. Pe care l-aud că zice că are mai mult decât îi trebuie. Da, pe cum? Pe cât ne trebuie? Una și bună, nu 100. Nu, ia gândește-te. Dar știi ce vreau înainte de a pleca? Bravo, auzi fetele din spate, bravo. Cu vrăjeală de asta merge și la emisiune. Nu vreau să plec până nu mai trage motorul la cămară. Mai trage motorul și la cămară, dar stai să mai zic că și Casian ceva. Okay, zic că îl simt tăcut. Deci show-ul ăsta i-a luat uite, mă las. Graiul. E îndrăgostit, mă nene, e îndrăgostit. Îți spun eu că e. Deci tot drumul cât ai venit, numai la asta te-ai gândit, a? Da. Familia ce zice? Niciodată. La mine nu a fost chestia, peste alegerile mele nu se bagă nimeni. Bă, dacă mie îmi place... Deci, peste alegerile mele nu se bagă nimeni. Deci chestia la mine, Cătălin, așa a fost întotdeauna. Dragul meu, așa m-a spus, dacă ție îți place, ne place și nouă. Și nu s-a băgat niciodată peste mine. De mă bag eu peste el, mă, mai super încântată. Băi, ce-i place. Te cânti acolo? Mai și le cânt. Zic, cântă-ne și nouă ceva. Ce să-ți cânt? Ce cânti, ia? Acolo ce le cânti? Ceva de dragoste? Ia zi. Oameni buni, avem pe Casian alături de noi, un tânăr venit din Arad să-și caute gospodina și acum are un cântec de dragoste pentru una dintre pretendente. Îți spun și o strofă ce m-am gândit să cânt în noaptea nunții. Bag-o pe asta, hai acasă, hai cu mine. Dacă știu. Da, e tare asta. E cam așa. Mi-aduc aminte cum te-am cunoscut, erai frumoasă, ce mult mi-ai plăcut. A fost iubire la primul sărut, eu te iubesc cum n-am crezut. Eu ți-am dat inima mea, tu mi-ai dat dragostea ta. Eu ți-am dat primul sărut, tu m-ai iubit tot mai mult.
Ce să vezi? Ce surpriză o să aibă. Când le ia așa și o să le cânte pe spate. Bă, dar uite-le, mă, sunt frumoase. Uite-te aici. A, uite-le cum una, așteaptă. Una și una. Stai un pic. A, uite-le cum așteaptă. Ah, și-a pupat-o. Vezi? Deci, ciobanul. Mai și pupăm. Ca ciobanul, da. Păi nu, da, și pe ciobanul face... ciobanul. Ciobanul K1. Băiat fain. Pupă bine. L-ai văzut? Foarte frumos. V-ați distrat și la petrecere, că e bine. Superbă petrecere. Eu vă mulțumesc mult că ați venit. Îți mulțumesc mult de tot pentru floarea de colț. Apreciez foarte tare. Și o să o plantez exact cum i-ai spus tu. Îți mulțumesc mult. Să aveți baftă, băieți. Mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. Să găsiți o gospodină pe măsura sufletului vostru. Doamne ajută. Mulțumesc. Și luni pot să vadă oamenii mai multe la Gospodar Fără Pereche. Luni, oameni buni, de la ora 20:30 de minute, o să vedeți pretendentele care au ajuns la sufletul lor. Să aveți multă baftă și mult succes! Vă mulțumesc mult de tot, băieți!